Salutare, salutare! Iar filmez cu o mână pe masa mea de grădinărit, pentru că grădinăresc și mi-am amintit de o chestie. Am zis să vă o arăt neapărat și vouă și să o pun la revigorat. Acum vreo 2 ani, cred că 2 ani, am cumpărat niște pietre, cele 7 ceacre, de pe un site. Și mi-am mai comandat ceva de care am uitat în totalitate. Acum, căutând altceva, am regăsit ghemotocul. Îl vedeți? E un ghemotoc teoretic mort, da? Ia uitați. Încerc cumva să vi-l arăt. Deci, are aici niște rădăcini, dacă vă uitați bine. Așa. Vedeți? Are rădăcini. Și pare total, total mort. Păc. Bun. Ce este ciulinul ăsta? Mă trăg una. De fapt, este un trandafir de Ierihon. Trandafirul de Ierihon. Da? El este, după cum vedeți aici, mortus mortus, după care se pune în apă sau într-un aranjament, știu eu, o mică fântână arteziană și alte minunății și se transformă în așa ceva. Stați să vă și citesc câte ceva despre trandafirul de Ierihon sau Selaginella lepidophila. Este o specie de plantă de deșert, cunoscută sub numele de plantă de înviere. De aia se numește trandafirul de Ierihon. Și să vă citesc câte ceva de pe ceva site-uri de profil. Prețurile nu sunt foarte mari, 20 și ceva, 30 de lei văd că acum. Este o plantă care poate supraviețui deshidratării extreme chiar și luni sau ani. Deși cel mai frecvent nume este trandafirul Ierihonului, mai este cunoscut nume de trandafirul de Ieriho, trandafirul adevărat al Ierihonului, planta învierii, trandafirul Maicii Domnului, floarea Sfântei Maria, floarea Mariei, planta dinozaur. Capacitatea uimitoare a acestei plante este că poate supraviețui mulți ani fără apă. O tradiție creștină spune că atunci când Maria, mama lui Iisus, mergea din Iudeea în Egipt, ea a fost fascinată de comportamentul plantei și a binecuvântat planta. Se spune că o casă care posedă un Rose of Ierihon va fi binecuvântată. Rehidratare. Pentru rehidratare ar trebui lăsat în farfuriuța cu apă călduță. Deschiderea poate începe după 4 ore sau mai mult și poate dura până la câteva zile. Rehidratarea plantelor necesită timp și poate varia în funcție de condițiile din fiecare casă. În lipsa apei, planta se deshidratează și intră în dormantă. Poate să rămână în acest stadiu mulți ani, iar când plouă, se rehidratează și se trezește la viață. Se crede că acest produs ascunde abilitățile de înviere care pot fi folosite pentru a atinge diferite obiective magice. Da, văd că la multe sunt stocul epuizat, dar eu încerc să nu fiu dezamăgită cumva, pentru că am văzut în mai multe locuri că n-ar înflori, nu știu de ce nu focalizează. Ar fi doar așa, semi-deschisă, semi-verde, ca idee. Unde? Na, asta. Acela trebuie să se deschidă în totalitate. Ideea e că sunt foarte mulți. Eu v-am citit de pe Secret Garden, cred că, despre trandafirul de Ierihon. Multe, foarte multe au pe stoc. Acum, ideea e să ne înțelegem. Eu l-am prima dată. Nu l-am mai avut până acum. Să vedem unde mi-am pus o sticlă cu unește apă. Se pune, deci, așa, într-o fărfurie.
crească. Deci nu se plantează în grădină, din câte am înțeles. Și haide bă, se pun uite așa, așa. Și o să revin din când în când cu mici instantanee să ne actualizăm și noi și să vedem dacă este așa și dacă își dacă reînvie gogoloiul. Voi ce părere aveți? Cât despre binecuvântare, cred că orice casă este binecuvântată acolo unde este sănătate, unde este dragoste, unde este înțelegere și unde este unde sunt niște mânuțe mici, niște piciorușe mici. Și am să vă spun și de ce. Pentru că acolo unde sunt mânuțe și piciorușe mici, acolo este și atât de multă inocență. Inocență pe care adulților le lipsește cu desăvârșire. Eu binecuvântată sunt, așa că și casa mea este binecuvântată, pentru că Doamne, Doamne ne iubește, dar să vedem acum și minunăția noastră de plantă. Trandafirul de Ierihon. O să revin cu updatări.